Sâmbătă, la liceul cu program sportiv din municipiul Botoșani, s-a desfășurat o nouă ediție a etapei zonale a Campionatului Național Școlar de Lupte Greco-Romane. Au fost prezenți sportivi din toată zona de nord a Moldovei. Etapa de zonă a tuturor sportivii școlare, organizată de liceul cu program sportiv din Botoșani. După runde grele de înfruntări pe saltea, sportivii botoșeneni au reușit să domine competiția, numai puțin de 6 tineri luptători reușind să obțină locul întâi la diferite categorii. La categoria 76 de kilograme, luptătorii de la liceul cu program sportiv Botoșani au reușit să domine total podiumul, reușind să se poziționeze pe primele trei locuri, prin Bălăucă Iulian, Midvichi Sabin și Sergiu Rotaru. După această etapă urmează noi confruntări la nivel național în cadrul campionatului școlar.